Bugetul unui sejur pe litoral include pentru mulți și tarifele de închiriere pentru un șezlong. Prețurile diferă în funcție de stațiune și opțiuni. În Mamaia, de pildă, prețurile pornesc de la 30 de lei în sudul stațiunii și pot ajunge la câteva sute în zona cluburilor în weekend. La noi aici în sud, eu zic că sunt accesibile. Este 25 de lei un șezlong, cu salteluță, măsuță, umbrelă, totul inclus. Și plajele din nordul stațiunii Mamaia își așteaptă turiștii. Aici saltelele sunt mult mai comode, însă și prețurile sunt pe măsură. Prețuri similare cu sudul stațiunii Mamaia sunt și pe plajele din Constanța. A fost scump șezlongul? Nu, rezonabil. Și din cât am înțeles, 30 de lei este. Crezi că merită așa de câteva ori pe an să faci acest efort financiar? Da, cred că da. Depinde cât de frecvent este acest efort financiar. 40, dar așa a fost și anul trecut. Cele mai mici prețuri la șezlong pe litoral sunt în stațiunile Eforie și Costinești. Aici, cu 20 de lei, oricine poate închiria un șezlong pentru o zi relaxantă la plajă. În Vama Veche ar trebui să plătiți în jur de 30 de lei pentru un șezlong simplu. În weekend, tarifele ar putea ajunge și la 50 de lei. Pentru închirierea unui șezlong, segmentul de plajă pe care se află acesta trebuie administrat de un operator economic. Autoritățile dau asigurări că problema plajelor lărgite din Mamaia și Constanța se va rezolva în acest an.